ceea ce nu înțelegea nici Spalletti din acest joc, părea ușor încurcat. Ai văzut că foarte multe a dat din alea tipic fotbaliștilor, știi? Tipic fotbaliștilor, de genul, dă-me, au jucat și-au dorit mai mult victoria. Cert e că marele Spalletti cu atât de multe rezultate a fost încurcat, de acest meci. Îți dai seama că l-așteaptă Putin pe coș de nuci la sosire, îi spune Tavares Spalletti, noi aici, potrivit obiceiurilor KGB, trebuie să plătești în momentul în care nu reușești să învingi, pentru că în mod normal era și o victorie de orgoliu împotriva românilor. Ei ne văd, bineînțeles, o țară mică, o țară cu echipe foarte mici, o țară de bătut, dar iată că Buturuga mică a stat bine în această seară și, repet, e o mare performanță. Aici mi s-a părut foarte încurcat Spalletti. Dom'le, cum naiba de n-am putut 60 de minute să cu un om în plus și cu atâtea valori să reușim să băgăm mingea în poartă. Cred că l-a enervat cumplit Arlauskis. Eu i-aș spune lui Arlauskis să nu mai plece în excursii în străinătate pentru o perioadă. Lăsând gluma la o parte, a fost o plăcere să comentez alături de tine. Luăm o scurtă pauză, ne revedem în studio după o scurtă pauză de publicitate. Mulțumim, Răzvan! La revedere!